Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril 2024 Ce trebuie să porți pe 8 noiembrie, că să-i noroc la monetar și belșug în casă? Creștinii ortodoxi sărbătoresc în data de 8 noiembrie pe Arhanghelii Mihail și Gavril. De ziua Sfinților Arhanghelii Mihail și Gavril este bine să aprinzi o lumânare, că să-i lumina și pe cealaltă lume. Superstiția spune că cei care lucrează în această zi se vor chinui mult înainte de moarte. În fiecare an, pe data de 8 noiembrie, Biserica cinstește soborul Sfinților Mihail și Gavril și al tuturor puterilor cerești celor fără de trupuri. Deci, pe 8 noiembrie nu îi doar pe Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril, ci pe toate cetele îngerești care nu s-au despărțit de Dumnezeu. Arhanghelii din calendarul bisericesc sunt conducătorii cetelor de îngeri, având arici și purtând săbii, că simbol al biruinței, și sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre răi. Sfinții Mihail și Gavril Tradiții și obiceiuri În trecut, în societatea tradițională bucoviniană, arhanghelii erau sărbătoriți pentru că ei sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte, rugându-se lui Dumnezeu pentru sănătatea acestora. Arhanghelii, în viziunea populară, asista și la judecată de apoi, sunt patronai casei, ard păcatele acumulate de patimile omenești firești și purifică, prin post, conștiințele. Sfinții arhanghelii Mihail și Gavril în zonele muntoase, în care arhanghelii erau celebrați și că patrona oilor, stăpânii acestor animale făceau o turtă mare din fână de porumb, numită turta arietilor, varietii fiind berbecii despărțiți de oi, ce era considerat a fi purtătoare de fecunditate. Această turtă se aruncă în dimineața zilei de 8 noiembrie în tarla oilor, odată cu slobozirea între oia berbecilor. Dacă turtă cădea cu față în sus era semn încurajator, de bucurie în rândul ciobanilor considerându-se că în primăvară toate oile vor avea miei, iar dacă turtă cădea cu față în jos, era mare supărare în satele și târgurile bucovinene, se făceau și se fac și astăzi, de 8 noiembrie, pomenii și praznice pentru cei morți iar, în biserici. Fiecare creștin aprinde câte o lumânare, că să aibă asigurată lumina de veci, călăuzitoare pe lumea cealaltă. Sfinții Arhanghelii Mihail și Gavril, tradiții și superstiții În folclorul românesc, se spune că arhanghelii Mihail și Gavril sunt păzitorii oamenilor de la naștere și până la moarte. Ei sunt asistenți la judecată de apoi, art păcatele lumești și purifică conștiințele oamenilor. Arhanghelul Mihail păzește la căpătiul omului muribund și apară sufletul să nu îl fure satana. Ciobanii și proprietarii oilor fac turtă mare din mălai, numită-i turta rietilor, berbecilor, pentru a spor fecunditatea mioarelor. Această turtă se aruncă în ziua praznicului mijlocul oilor și se da drumul totodată berbecilor între oi. Dacă turtă va pică cu față în sus, la primăvară vor față toate oile. Dacă va pică cu față în jos, semn rău de oi sterpe fără rot. În ziua de 8 noiembrie, este interzis cu desăvârșire să lucrezi sau să faci treburi în casă, în curte sau pe câmp. Cine nu se va supune, va avea parte de chin în ziua morții se spune că în această zi e bine să porți în portofel o iconiță cu sfinței. Astfel, vei avea noroc tot anul.